Bună ziua, numele meu este Răzvan Mihai, sunt gazda acestui webinar Closing Bell. Aș vrea să-mi spuneți dacă se aude și dacă se vede bine, înainte să începem. Perfect, atunci haideți să vedem care au fost cele mai importante evenimente de astăzi. Am avut publicări din Marea Britanie, din zona euro, din Germania și poate cele mai multe din Statele Unite, mai importante mă refer. În prima parte a zilei am avut din Marea Britanie inflația publicată la 2,7%. Ei bine, lira sterlină s-a depreciat destul de puternic în fața dolarului american și în fața monedei unice. Așteptările erau de 2,6%. Dacă stăm să ne gândim, normal ar trebui să fie un lucru bun că ei au inflație. Totuși, nu trebuie să uităm că această valoare este peste ținta băncii centrale de 2%. Acum, dacă ar fi să aruncăm o privire pe GBP/USD, vom observa că prețul a scăzut destul de rapid sub 1,56, observăm un minim la 1,5565. Dar pare că se retrage. Ei bine, dacă vom avea o închidere astăzi peste acest nivel de 1,56, rămân în continuare șanse ca acest trend să continue și să vedem din nou atacat zona de la 1,5740, 1,5750. Pe de altă parte, o închidere sub acest nivel de suport ar putea duce la noi minime sau la retestarea zonei 1,5488, 1,55, ușor mai sus. Din zona euro am avut publicat sentimentul economic CEF, care a venit 30,6 peste estimările de 29,4, iar pentru Germania același indicator CEF Economic Sentiment a venit în linie cu estimările 38,5, forecast-ul era de 38,2, diferența nefiind prea mare, nici indicatorul nu a avut un impact foarte puternic în piață. Putem observa EURUSD-ul că a avut o mișcare ascendentă care s-a oprit sub 1,34, după care s-a potolit și a rămas undeva sub 1,3380. Din nou, pe un interval H4, putem observa că EURUSD-ul încearcă să treacă de acest palier, de acest nivel rotund. Dacă vom avea o închidere, a spune mai degrabă daily, peste 1,34, atunci drumul ar fi deschis pentru nivelul 1,3450 sau de ce nu chiar 1,3500. Mai departe, din Statele Unite am avut mai mulți indicatori, am avut inflația care a venit la 0,1%, varianta core 0,2%, ambele în linie cu așteptările. Building permits a venit 0,97 de milioane în condițiile în care așteptările erau de 0,98, diferența nefiind prea mare, putem considera că este oarecum în linie, dar mai slab a fost publicat Housing Starts 0,91 milioane față de 0,95 așteptat. De aici a venit și o depreciere ușoară a dolarului american și o apreciere a monedei unice. Dacă aruncăm o privire și pe USD cu yenul japonez, aici lucrurile stau puțin invers, observăm o apreciere a dolarului, un 95-75 atins, dar nu a reușit să rămână acolo. În continuare, trendul rămâne unul descendent, iar dacă vom avea un semnal de inversare de aici, cel mai probabil vom observa din nou 93-94-00 atins. Haideți să vedem și piața de capital, dacă stă ceva mai bine. Astăzi DAX-ul nu s-a mișcat foarte mult. Dacă trecem pe un interval H1, vom observa că el a avut o creștere ușoară de numai de aproape 600 de pip și nu a reușit să atingă maximul de vineri, de ieri, îmi cer scuze, de la 8.265 și putem lua în continuare aceste repere. Suport la 8.166, rezistență la 8.266-265. Din Statele Unite, indicii ceva mai importanți, Dow Jones, se pare că după deschiderea newyorkeză observăm o ușoară creștere în valoarea acestui indice, ar putea testa nivelul de la 15.193, o închidere peste
15.200 ar fi un semnal pozitiv și ne-ar putea duce cu gândul la continuarea acestei mișcări ascendente ale Dow Jones-ului. Următorul nivel de rezistență, 15.220, în cazul în care revine, suport vom întâlni în zona 15.110-15.095. Mărfurile nu au fost schimbări foarte mari. Metalele industriale precum cuprul și aluminiul continuă să se deprecieze. Asta putea însemna că cererea scade pentru aceste metale industriale. Aurul, observăm că nu reușește să spargă limitele 1365 și 1395 de dolari pe uncie. În momentul în care vom avea un breakout fie peste rezistență, fie sub suport, atunci ne putem orienta către următoarele niveluri de suport precum 1339 sau rezistență precum 1421. Haideți să aruncăm și o privire pe petrol în această încheiere a webinarului. WTI continuă să pună presiune pe direcția ascendentă și pe nivelul 98-56. Dacă vom avea o închidere peste acesta, atunci trendul ar putea rămâne în continuare unul ascendent și ne putem orienta către 100,44-100,50. Brentul, pe de altă parte, și el în continuare ascendent urmărește să atingă din nou maximele de la 106,63. Suport ar spune că cel mai bun de urmărit ar fi, din opinia mea, 105,39. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi bună în continuare și spor la pipi!